Diverse alimente pe care le consumăm zilnic pot fi bune și sănătoase, dar pot să ne și afecteze organismul. Ei bine, există un aliment care îți scurtează viața. Acest aliment se găsește de multe ori pe masa românilor. Conform spynews.ro, pizza este mâncarea care poate fi clasificată ca fiind un dezastru alimentar, dar contează mult tipul de blat pe care îl folosim, cantitatea de brânză, dar și toppingurile folosite. Iar și pizza sănătoasă ce a făcut acasă poate să ofere o cantitate destul de mare de sodiu, care provine din brânză și din sosul de roșii. Așadar, dacă suferiți de diverse probleme și medicul vă recomandă limitarea consumului de sare, atunci ar trebui să consumați alimentele cu sare cu prudență. Bineînțeles că este important și contează în mare măsură și numărul feliilor și dimensiunea lor pe care le consumați. Toppingurile de pizza, cum ar fi peperoni, brânză suplimentară și cărnații, pot crește rapid cantitatea de grăsimi saturate, sodiu și calorii, în timp ce feliile de pizza care au blat subțire și care sunt acoperite cu legume tind să aibă un număr mult mai scăzut de calorii, grăsimi saturate și sodiu, scrie CNN. Spre exemplu, o felie mare de pizza care conține legume poate să ajungă să aibă până la 240 de calorii, 4 grame de grăsimi saturate, dar și 710 mg de sodiu. O felie mare de pizza care conține peperoni, cârnați, șuncă, bacon, carne de porc și carne de vită are 480 de calorii, 10 grame de grăsimi saturate, dar și 1180 de mg de sodiu, relatează spynews.ro.